Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre Transilvania, pământ românesc. Istoria Ardealului. Transilvania sau Ardeal, în latină Transilvania sau Transilvania, cu Y, în maghiară Erdeli, în germană Siebenbürgen, în turcă Erdelistan, este o regiune istorică și geografică situată în interiorul Arcului Carpatic, una din regiunile istorice ale României. De-a lungul timpului a făcut parte din Dacia, din Imperiul Roman, din Regatul Ungariei, respectiv din Imperiul Austriac. Pentru circa 170 de ani, între 1526 și 1699, a fost stat autonom sub suzeranitatea Imperiului Otoman, cu numele de Principatul Transilvaniei. În această calitate a jucat un rol însemnat în războiul de 30 de ani de partea coaliției protestante. Odată cu victoriile imperiale pe frontul anti-otoman, Transilvania a intrat sub administrația habsburgică, dar și-a păstrat formal statalitatea până în 1867, fiind condusă de guvernatori numiți de la Viena. Ca urmare a romanului Dracula, publicat de Bram Stoker în 1897, Transilvania a fost asociată în spațiul străin cu vampirii și cu genul horror în general. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografic două accepțiuni distincte. Prima se referă într-un sens restrictiv doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali și la vest de Munții Apuseni, numită Transilvania propriu-zisă. Această regiune a fost denumită în Evul Mediu Voievodatul Transilvaniei, în latina medievală, țara de dincolo de pădure, suprafața ei totală măsurând aproximativ 57.000 de kilometri pătrați. Al doilea sens al denumirii se referă prin extensie de asemenea la Maramureș, Crișana, Sătmar, ținuturi cunoscute și sub denumirea Partium, adică părțile Ungariei alăturate după 1526, nucleului istoric din Podișul Transilvan, constituind împreună Principatul Transilvaniei. Este vorba despre comitatele Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor și Arad. Suprafața regiunii a fost chiar mai mare, de exemplu potrivit tratatului de la Speyer, în 1570, din parți îmi făceau parte comitatele Maramureș, Bihor, Zarand, Solnocul Interior, Crasna, provincia Țara Chioarului, precum și comitatele Arad și Severin. Uneori Transilvaniei se dă un sens foarte larg, aceasta desemnând teritoriul de la vest de Carpații Oriental și nord de Carpații Meridionali, astfel incluzând jumătatea vestică a Maramureșului, Crișana și Banatului. Caracterul fluctuant al conținutului termenului se explică prin evoluția complexă istorico-politică a regiunii din epoca post-romană până în timpurile moderne. Suprafața totală a Transilvaniei, împreună cu Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș, însumează 100.293 de kilometri pătrați, care reprezintă 42,1% din totalul suprafeței României. Populația ce trăiește în acest spațiu numără 7.221.733 de locuitori, cifră care reprezintă aproximativ o treime din cea a populației României. Din punct de vedere geografic, Transilvania este un platou înalt, separat în sud de țara românească prin lanțul Carpaților Meridional și în est de Moldova prin Carpații Orientali. Zona vestică a Transilvaniei, Crișana, are graniță cu Ungaria. La nord se învecinează cu Ucraina, regiunile Transcarpatia, care cuprind partea de nord a Maramureșului istoric și Ivano-Frankivsk. Platoul cu înălțimi între 305 și 488 de metri este irigat de râurile Mureș, Someș, afluenței Tisei și de râul Olt, afluent al Dunării. Zone etnografice și împărțire administrativă. Pe teritoriul Transilvaniei propriu-zise se află 9 județe: Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Hovasna, Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureș și Sibiu. Părți din teritoriul Transilvaniei propriu-zise se află în județele Bacău, comuna Ghimeș-Făget și satele Poiana Sărată, Coșnea, Căldărești și Pajiștea, Caraș-Severin, comuna Băuțar, Maramureș, orașul Târgu Lăpuș, cu împrejurimile, Neamț, comunele Dămuc, Bicaschei și Bicazu-Ardelean, Sălaj, partea la est și nord de munții Meseș, Suceava, la vest de râurile Dorna și Bistrița Aurie, Coșna și Dornișoara, și Vâlcea, o parte mică la nord de râul Lotru. Zonele etnografice românești ale Transilvaniei propriu-zise sunt Țara Bârsei, Țara Buzaielor, Țara Chioarului, Țara Făgărașului sau Țara Oltului,
țara Hațegului, țara Hălmagiului, țara Mocanilor, țara Moților, țara Năsăudului, țara Oașului, Ținutul Pădurenilor, Ținutul Secuiesc, Pământul Crăiesc, Mărginimea Sibiului, țara Zarandului și țara Silvaniei. Toponimul Transilvania, derivat din latina medievală de cancelarie, este atestat din anul 1075, Terra Ultra Silva, drept nume compus din ultra, peste, dincolo și silva, pădure. Ce înseamnă teritoriul de dincolo de pădure? La începutul secolului al XII-lea, teritoriul era menționat cu denumirea Partes Transilvana sau Transilvane, de pildă în legenda Sancti Gerardi, legenda Sfântului Gerard. În cronica Gesta Hungarorum de la sfârșitul secolului al XII-lea, a notarului regal P, zis Anonymus, este menționat de asemenea sinonimul redat în textul latin, Terra Ultra Silvam sau Transilvane, prin forma Erdeuelu, Erdeuelu care în maghiara modernă Erdeelve înseamnă teritoriul de dincolo de pădure. Stabilirea celților în Transilvania. În secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, s-au stabilit pe teritoriul actualei Transilvanii primele comunități de celți. Nu există documente care să ateste un conflict armat între celți și populațiile autohtone, eventualitatea acestui scenariu fiind sugerată doar de obiectele de uz militar și de armele găsite în multiple morminte dedicate războinicilor celți. Notabil este și faptul că multiple dovezi arheologice din această perioadă atestă conviețuirea pașnică dintre populațiile autohtone dacice și celți. În numeroase morminte celtice a fost descoperită ceramica dacică, la Apahida și Fântânele, iar în egală măsură în morminte dacice au fost descoperite ceramică și obiecte celtice de factură laten. Conviețuirea dintre cele două popoare permitea schimburile culturale, dacii din Transilvania adoptând unele podoabe celtice, cum ar fi torcul, coloană ornată rigidă, precum și unele motive decorative imitându-le pe cele celtice. Unii autori susțin că gradul de asimilare culturală reciprocă dintre daci și celți a fost atât de mare încât urmele datând din secolele succesive sunt indistinctibile ca apartenență. Conviețuirea cu restul celților din vest probabil a încetat în timpul regelui Dag Burebista, istoricul Strabo amintind incursiunile acestea împotriva celților din bazinul panonic. Ocupația romană. În secolul I după Hristos și la începutul secolului al II-lea, pe teritoriul actual al Transilvaniei s-a aflat centrul politic al regatului Dacia la Sarmizegetusa Regia, în munții Orăștiei. Regatul Dac, condus de Decebal, a fost cucerit după două războaie în anul 106 după Hristos de Imperiul Roman, sub conducerea împăratului Traian, care a început organizarea noii provincii romane Dacia. Primul guvernator provizoriu al acestei noi provincii a fost generalul Longinus, colaborator apropiat al lui Traian în războiul romano-dac din anii 101-102, fost consul roman în anii 90. În timpul împăratului Hadrian, teritoriul actual al Transilvaniei a fost organizat și inclus în provincia Dacia Superior. O nouă organizare administrativ-teritorială a fost inițiată în anii 158-159 de împăratul Antoninus Pius, teritoriul de azi al Transilvaniei fiind inclus în provinciile Dacia Porolicensis și Dacia Apulensis. Așezările mai importante au fost ridicate la rangul de colonii și municipii, precum Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Apulum, Napoca, Potaissa, Porolisum și Acve. O rețea importantă de drumuri asigura legătura între aceste așezări. Concomitent cu organizarea administrativ-teritorială și militară a avut loc și un intens proces de colonizare a Daciei cu cetățeni romani. O înflorire deosebită a cunoscut extracția minereului de aur. Practicarea creștinismului în aceste locuri este atestată prin urme arheologice. Existența unei vieți creștine în epoca post-romană este confirmată de diverse descoperiri arheologice, printre care se numără și Donariul de la Biertan, care conține inscripția latină Ego Zenovius Votum Possum. În română, eu Zenovius am oferit, am depus acest obiect votiv, sub care se află monograma lui Iisus Hristos. Gepizi, o populație germanică ce a dominat temporar Transilvania în secolul al VI-lea, au fost creștini, adepți ai arianismului. Retragerea aureliană, evul mediu timpuriu.
În fața atacurilor insistente ale carpilor, daci liberi și goților din nordul Mării Negre, împăratul Aurelian a decis retragerea administrației și a legiunilor romane în sudul Dunării, în provinciile Moesia Superior, Dacia Ripensis, Dacia Mediteranea, Dardania. După retragerea aureliană, teritoriul intracarpatic a fost invadat succesiv între secolele 3 și 10 de goți, uni, cepizi, avari, slavi, protobulgari, maghiari și pecenegi. Populația autohtonă rămasă după retragerea aureliană a fost nevoită să părăsească orașele romane din locurile deschise, retrăgându-se către zonele muntoase. Descoperirile arheologice atestă că un timp amfiteatrul de la Sarmizegetusa romană, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, a fost folosit ca fortăreață având intrările baricadate. Istoria Transilvaniei în așa zisul mileniu întunecat, adică în perioada cuprinsă între retragerea administrației romane și începuturile evului mediu românesc în secolele 9-12, constituie până în prezent un subiect de controversă între istorici cu conotații politice și naționaliste. Unele popoare migratoare, cum a fost cazul gepizilor în vestul Transilvaniei, au reușit să creeze structuri politice relativ stabile. Regatul gepid din Panonia, extins și în vestul Transilvaniei, a fost fondat după înfrângerea hunilor sub Elac, fiul lui Attila, de o confederație rebelă condusă de regele Ardaric și gepizii săi, populație înrudită cu goții ajuns aici în cadrul migrației barbare anterioare a hunilor. În Transilvania, arheologii au găsit mai multe necropole atribuite gepizilor, adăpostind osemintele unor figuri presupuse regale ori nobiliare. Cele mai importante sunt necropola regală de la Apahida, ce conține scheletele a doi regi, probabil în succesiune generațională. Necropola prințesei din Turda, monument funerar al unei aristocrate locale, poreclită Francisca, și necropola de la Vlaha. Și cele două tezaure cu podoabe din aur și altele descoperite în 1797 și 1889 în șimleul Silvaniei. La mijlocul secolului al VI-lea, majoritatea gepizilor, slăbiți de războaie cu longobarzii, au emigrat împreună cu aceștia în Italia. Rămășițe de populație gepidă, căzute sub stăpânirea avară și slavă, au fost menționate ultima oară de cronicari bizantini în contextul expedițiilor militare, conduse de generalii împăratului Mauriciu între anii 599 și 601. Determinantă pentru evoluția istorică a Transilvaniei a fost însă stabilirea ungurilor în Panonia în 896, aceștia avansând treptat în următoarele secole către interiorul arcului carpatic în bazinul carpatic. Voievodatul Transilvaniei. Primul voievod, Dux, atestat al Transilvaniei, a fost Gelu. A fost urmat la conducere de Tuhutum, care a inițiat la începutul secolului al X-lea o invazie dinspre vest. Pacea dintre români și maghiari a fost consemnată la Esculeu, Așchileu. După Gelu, Transilvania a fost condusă de Tuhutum, urmat de Horca și Iula, Gheula sau Ghiula conform gestei. Există date despre un voievodat transilvanian cu centrul la Alba Iulia, condus de Iula, Gheula sau Ghiula. Acesta a construit la Alba Iulia prima biserică bizantină din Transilvania la sfârșitul secolului al X-lea, avându-l ca episcop pe Ieroteu. Într-o cronică germană, Iula sau Gheula era considerat rege. Stephen Rex Ungaricus Super Abunculum Suum Regem Iulum Cum Exercitum Venit. Annales Hildesheimenses, textul original. La începutul secolului al XI-lea, la 100 de ani de la moartea lui Gelu, urmașului Gheula a fost atacat și Transilvania a fost anexată de regele Ungarii. Procesul ocupării integrale a Transilvaniei a fost finalizat abia la sfârșitul secolului al XII-lea, în timpul regatului lui Bela al III-lea al Ungariei, 1172-1196, prin atingerea zonei centrale a Carpaților Meridionali. Cucerirea s-a consumat în trei sau patru etape principale prin avansarea treptată dinspre vestul spre sud-estul Transilvaniei a fortificațiilor de graniță. Aceste întărituri, datorate gepizilor care au avut organizare statală bine configurată în Transilvania, întărituri menționate în izvoare ca Indagines sau Presaca, Prisăci, erau zone împădurite lăsate în paragină, prevăzute cu locuri supravegheate de trecere, denumite Porta, Clusa, în româna medievală, din latinescul clauzura, devenit apoi clisură, loc strâmb sau capu, poartă în maghiară și turcă. Fiind apărate de miliții locale, amintite în izvoarele maghiare timpurii, redactate în latină sub denumirile Spectaculores, Sagitarii,
respectiv Örök străjeri în maghiară. Sunt menționate în diverse cronici atacurile pecenegilor, cumanilor și tătarilor în secolele al XI-lea și al XIII-lea. Românii sunt menționați alături de pecenegi într-un raid terminat cu bătălia de la Kiraleș din 1068. În cel mai vechi document maghiar scris și păstrat cu referire la Transilvania, un act de danie emis de regele Gheza I al Ungariei, 1074-1077, în anul 1075, în beneficiul mănăstirii Sfântului Benedict, teritoriul de referință apare sub numele de Terra Ultra Silvam, țara de dincolo de pădure. În actul de danie din anul 1138, emis în beneficiul mănăstirii Dumis, regele Bela al II-lea al Ungariei, denumește teritoriul în cauză In Ultra Sivanis Partibus. În paralel cu ocuparea s-a desfășurat între secolele al XI-lea și al XIII-lea un amplu proces de colonizare. Regii Ungariei s-au văzut nevoiți să invite coloniști din diverse popoare precum sași, populație mixtă germană și balonă, cavalerii teutoni, pecenegi, uzi, cumani. Alături de unguri, un rol important în ocuparea Transilvaniei l-au jucat așadar secuii și începând cu mijlocul secolului al XII-lea, în perioada domniei regelui Gheza al II-lea al Ungariei, 1141-1162, precum și sași supranumiți în documentele oficiale în latină Saxones. Concomitent cu aceste procese, regii Ungariei au procedat la organizarea unor structuri proprii, laice și ecleziastice. În 1111 a fost evocat primul demnitar laic, un anume Mercurius Princeps Ultrasilvanus, cât și primul episcop catolic al Transilvaniei, Simion Ultrasilvanus, cu reședința în cetatea de la Belgrad sau Belegrad, astăzi Alba Iulia. Acesta fiind menționat într-un document emis în 1111 de regele Calman, 1095-1116. Organizarea administrativă și ecleziastică a Transilvaniei a debutat probabil în secolul al XI-lea, în teritoriile anexate de statul maghiar, situate în partea de vest a provinciei. Din primul pătrar al secolului al XI-lea datează prima biserică romano-catolică, cel mai vechi monument sacral maghiar din Transilvania, și anume Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia. Cele mai timpurii atestări documentare ale primelor comitate maghiare din Transilvania, cele cu sediul în cetățile Alba, Turda, Cluj și Dăbâca, datează însă abia din secolul al XII-lea. Spre mijlocul secolului al XII-lea, teritoriul Transilvaniei era reorganizat sub forma unui voievodat, fiind compus din mai multe comitate regale. În anul 1174 este menționat primul voievod al Transilvaniei, Leustachius Voivoda, probabil identic cu Leustachius Ratot, comite de Dăbâca. În directă legătură cu pericolul reprezentat de incursiunile repetate ale cumanilor în Transilvania și urmărind să diminueze presiunile exercitate dinspre nord de al doilea țărat bulgar cu sprijinul cumanilor asupra Imperiului Latin, 1204-1261, regele Andrei al II-lea al Ungariei, 1205-1235, a colonizat în 1211 în țara Bârsei Ordinul Cavalerilor Teutoni. Centrul comenduirii Ordinului Teuton în Transilvania s-a aflat în cetatea Feldioara, urmărind interese strategice proprii, și anume crearea unui stat cruciat, Pro Defensio Christianitatis, pentru apărarea creștinătății, supus autorității curiei papale. Ordinul Cavalerilor Teutoni a intrat în conflict cu regele Ungariei, cavalerii fiind expulzați din Transilvania în anul 1225 de către regele Andrei al II-lea. În prima treime a secolului al XIII-lea, în anul 1224, sași au dobândit prin bula de aur Andreanum o importantă diplomă de privilegii conferită de regele Andrei al II-lea al Ungariei, o organizare administrativ-teritorială și ecleziastică proprie pe teritoriul Comitatului Sibiu, Comitatus Sibiniensis. Acest comitat, condus de un comite regal, bucurându-se de statut autonom sub numele de Pământul Cresc, compus din 7 scaune, motiv pentru care respectivul teritoriu a purtat și denumirea 7 scaune, Siebenstühle. Sașii din țara Bârsei și cei din nord-estul Transilvaniei au fost organizați în cadrul districtelor regale ale Brașovului și Bistriței. Între 1325-1329, sistemul administrativ și juridic al Comitatului Sibiului a fost reorganizat.
Începând cu 1486, adunările generale ale obștii sașilor au purtat denumirea de Universitatea Națiunii Sașilor, Universitas Saxonum. Secuii au beneficiat și ei în cursul secolului al XIV-lea pe teritoriul lor de locuire, Zekelifeld, în estul și sud-estul Transilvaniei, de organizare administrativ-teritorială pe scaune și de privilegii similare. Din cele 7 unități administrativ-teritoriale secuiești originare, Universitas Siculorum, Septem Sedium, Siculicalium, înființate în secolele 13-14, s-au construit în secolul al XVI-lea prin diviziuni teritoriale un număr total de 12 scaune. Populația românească organizată potrivit dreptului cutumiar Ius Valahicus în 8 sătești și uniuni de obști, conduse de gnești și voievozi, era organizată în interiorul unor țări, tere, formând o stare recunoscută constituțional, denumită Universitas Valahorum. Autonomiile regionale ale acestor țări românești situate în zonele periferice ale Transilvaniei, Țara Făgărașului, Țara Almăjului, Țara Hațegului, Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, tolerate parțial de autoritățile statului maghiar, au încetat să ființeze odată cu stingerea dinastiei regale arpadiene, 1301. În secolele al XIV-lea și al XV-lea, țările au fost reorganizate sub forma unor districte românești, districtus Volahales sau districtus Valahorum, conduse de demnitari numiți de coroană. Sunt cunoscute aproximativ 60 de districte Olahales, supuse restricțiilor și în perioada angevină persecuțiilor, de asemenea, a fost Biserica Ortodoxă a Românilor din Transilvania. În primii ani ai secolului al XIII-lea, în contextul evenimentelor prilejuite de Cruciada a IV-a, 1202-1204, izvoarele scrise maghiare relatează în anii 1204, 1205, 1223 despre starea deplorabilă în care se aflau unele mănăstiri grecești, adică de rit ortodox din Regatul Ungariei, cât și despre măsuri abuzive împotriva autorității juridice a acestei biserici. Organizarea politică administrativă și colonizarea Transilvaniei au înregistrat un recul semnificativ în timpul marii invazii mongole din primăvara anului 1241. Izvoarele istorice contemporane oferă la mijlocul secolului al XIII-lea imaginea unei Transilvanii pustiite, imediat după retragerea trupelor mongole în anul 1242. Regele Bela al IV-lea inițiază un vast program de refacere a regatului și în special a Transilvaniei. Așezarea unor noi hospites coloniști, dotați cu privilegii deosebite, susținerea comerțului, dezvoltarea primelor orașe, Sibiu, Cluj, Brașov, Bistrița și Sighișoara, construcția unor noi cetăți de piatră sunt doar câteva dintre măsurile inițiate de regalitate. Pe fondul procesului de reconstrucție se fac resimțite, începând cu a doua jumătate a veacului al XIII-lea, tendințe centrifuge în sânul marii nobilii maghiare și în special a voievozilor Transilvaniei. În timpul voievodului Roland Borșa, 1282-1294, și al urmașului său Ladislau Can al II-lea, 1294-1315, stările au instaurat un regim congregațional menționat în izvoare ca Regnum Transilvanum, autonom față de Regatul Ungariei. Aceste evenimente au dus la subminarea gravă a autorității centrale, afectată și de disputele dinastice, restaurată abia în timpul domniei regelui Carol Robert de Anjou al Ungariei, 1308-1342. Începând cu finele secolului al XIII-lea și mai ales în secolele 14-15, grupurile privilegiate ale societății transilvane, nobili, sași și secuii, s-au constituit treptat în stări, acela statut avându-l până spre sfârșitul secolului al XIV-lea și românii, constituiți în Universitas Valahorum. Datorită structurii preponderent etnice a stărilor, ele au fost denumite oficial pe la 1500 națiuni. Membrii stărilor, organizați în congregații sau universități, congregaciones universitates, au participat la exercitarea puterii politice în Transilvania. Ultima participare a elitei politice a românilor, Universitas Valahorum, la o congregație a stărilor transilvane, este amintită în anul 1355. Două documente emise de regele Ludovic I al Ungariei, 1342-1382, în anul 1366,
atestă agravarea condiției politice, juridice și religioase a populației românești din Transilvania. Îndeoseb pe fundalul intoleranței față de alte confesiuni decât cea romano-catolică, ortodoxii erau denumiți schismatici. Începând cu anul 1375 și continuând cu raidurile din 1419, 1420, 25, 28 și 31, Transilvania este confruntată acut cu pericolul otoman. La solicitarea regelui Sigismund de Luxemburg, 1384-1437, o parte a iobăgimii transilvanene, scutită până atunci de serviciul militar, este obligată, începând cu 1397, să participe la oaste. Înfrângerea sârbilor la Kosovopolie, câmpia Mierlei, în anul 1389 și moartea voievodului Mircea cel Bătrân, 1386-1418, al țării românești, au înlăturat ultimele obstacole majore în calea Imperiului Otoman spre Transilvania și centrul Europei. Un rol major în oprirea temporară a pericolului turcesc l-a jucat Ioan de Hunedoara, 1407-1456, voievod al Transilvaniei, și guvernator al Ungariei, 1446-1453. Complementarea efortului său militar a fost rădania de a spori autonomia voievodatului Transilvaniei față de regatul ungar. Politica lui Ioan Iancu de Hunedoara față de turci va fi continuată de fiul său, regele Matia Corvin al Ungariei, 1458-1490. În fața pericolului otoman, Transilvania și Moldova lui Ștefan cel Mare se sprijină reciproc. În anul 1489, Matia a dăruit lui Ștefan cel Mare, în semn de recunoaștere a meritelor, castelul Ciceu cu 60 de sate și cetatea de Baltă cu 7 sate. În această perioadă, Transilvania a fost zguduită de mai multe mișcări sociale. Răscoala de la Bobâlna, 1437-38, când conduși de un nobil sărac maghiar, Antal Nog Budai din Vechea și 5 capitani, 3 țărani unguri, un țăran român și un bulgar din Cluj, număr dat de proporțiile iobăgiei, au cerut înființarea și recunoașterea unei stări proprii care să se numească Universitas Hungarorum et Valahorum. Cauza principală a răscoalei a constituit-o nerespectarea dreptului de strămutare de pe o moșie pe alta, a dreptului de moștenire a iobagului și dijma episcopală. O consecință a revoltei țărănești a fost semnarea actului constitutiv al uniunii între marea nobilime, cler, orășenii sași și răzeșii secui, Unio Trium Nationum. Un impact masiv asupra societății transilvanene l-a avut și răscoala țărănească în regatul Ungariei contra nobilimii feudale din 1514, condusă de secuiul din mica nobilime Gheorghe Doja. Decesul prematur al regelui Matia Corvin, marea răscoală țărănească de la începutul secolului XVI și ofensiva militară masivă a Imperiului Otoman spre centrul Europei, concretizată prin victoriile înregistrate de turci la Belgrad 521, Petrovaradin 1526 și la Mohaci, August 1526, bătălie la care Transilvania nu a participat, au accentuat criza societății maghiare. Această criză s-a răsfrânt și asupra Transilvaniei. Disputele privind succesiunea dinastică și dubla alegere ca contraregi pe tronul Ungariei a voievodului Transilvaniei Ioan Zapolia, 1526-1540, și a lui Ferdinand I de Habsburg, 1526-1540, cumnatul regelui Ludovic al II-lea, mort la Mohaci, au facilitat intervenția turcilor. Ungaria de Est și Transilvania erau guvernate de Zapolia, iar Ungaria Centrală și de Vest, în Panonia, la vest de Dunăre, erau stăpânite de Ferdinand. Părțile care îi susțineau s-au angajat în confruntări militare, aplanate abia la 24 februarie 1538, prin pacea de la Oradea. În 1540 moare Zapolia la scurt timp de la nașterea fiului său și al Izabelei Jagiello, fiica regelui polonez Sigismund I-ul. Prin hotărârea dietei de la Debrețin din 18 octombrie 1541, reprezentanții celor trei națiuni privilegiate ale Transilvaniei i-au jurat credință lui Ioan Sigismund, descendentul dinastiei Zapolia, și au recunoscut suzeranitatea înaltei porți asupra Transilvaniei. Acest acord, urmat de alte hotărâri ale dietei, a pus bazele principatului Transilvaniei. Primul principe al Transilvaniei a fost Ioan Sigismund.
1542-1571. Principatul Transilvaniei. În 1541, Principatul Transilvaniei a fost recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuși porții otomane un dar anual de complezență, munus honorarium, în valoare de 10.000 de ducați. În această calitate a participat ca țară beligerantă în cadrul războiului de 30 de ani și a încheiat o serie de tratate cu țări europene de pe poziție de egalitate. De subliniat faptul că Principatul nu includea Banatul, aflat sub stăpânire turcească și după 1660, nici Crișana, transformată de asemenea în vilaiet cu centrul la Oradea. În aceste circumstanțe istorice, în anul 1542, sașii prin Johannes Honterus și ulterior o parte a populației maghiare din Transilvania aderă la reformă. În anul 1599, Mihai Viteazul ocupă temporar Transilvania și o supune autorității sale. Situația politică încordată, precum și războaiele dese, l-au împiedicat pe voievodul român să realizeze o unificare de durată acestei provincii cu Moldova și țara românească. Transilvania a devenit mai apoi leagănul Partidului Naționalist Ungar, care lupta împotriva monarhilor Habsburgi. Transilvania intră la sfârșitul secolului al XVII-lea în componența Imperiului Austriac ca principat autonom. În 1685, trupele austriece intră pe teritoriul Transilvaniei, iar în 1699, prin tratatul de la Karlovitz, Imperiul Otoman cedează Austriei Ungaria, Transilvania, Croația și Slavonia. Banatul Timișoarei rămânea în componența Imperiului Otoman. Banatul a fost anexat de Austria în 1718 prin tratatul de la Pasarowitz. La 7 octombrie 1698, sinodul de la Alba Iulia a decis unirea românilor ardeleni cu Biserica Romei, fapt care a deschis calea emancipărilor culturale. Episcopul Inocențiu Micu Klein a stabilit reședința Bisericii Române Unite la Blaj și a transformat acest oraș într-un centru de spiritualitate românească. Tot el a pus bazele mișcării Școala Ardeleană. Unele comunități românești ortodoxe, în special din sudul Transilvaniei, nu au acceptat decizia sinodală privind unirea cu Biserica Romei. În 1701 au fost transmise împăratului Austriei proteste ale locuitorilor din zona Brașovului. Către mijlocul secolului XVIII au abrogat actul unirii ca urmare a acțiunilor inițiate de mitropolitul sârb de la Smolenski Karlovci și puse în practică de călugării ortodoxi intrați sub ascultarea sa. Sunt cunoscute în special numele lui Sofronie de la Cioara și Visarion Sarai, sârb din Banat, ambii canonizați de Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, Mitropolia Țării Românești a sprijinit comunitățile ortodoxe din Transilvania. În general, românii din sudul Transilvaniei, Banat și sudul Crișanei, au rămas în majoritate fideli Bisericii Ortodoxe, în timp ce mare parte a românilor din regiunile nordice ale Crișanei, Transilvaniei și din Maramureș au acceptat unirea cu Roma. Unitățile administrative ale Transilvaniei din prima jumătate a secolului al XIX-lea. După eliberarea Transilvaniei de sub suzeranitatea turcească, Curtea de la Viena a decis repopularea unor ținuturi a căror populație se rărise mult în cei aproximativ 150 de ani trecuți după 1526. În regiunile Satu Mare și Banat au fost aduși coloniști vabi și au fost admiși în Ardeal români din Moldova și Muntenia, imigrați din cauza exploatării fanariote. Tot în secolul al XVIII-lea au avut loc și valuri de exod ale populației românești din Ardeal în sens opus spre țara românească și Moldova. Ștefan Meteș, studiul despre migrațiile românești din secolul 14-20 cu atestări documentare. Bazele legale pentru aceste măsuri au fost adoptate de Dieta Maghiară de la Bratislava și consfințite prin semnătura regelui. Legea numărul 26 din 1687 despre naturalizarea străinilor. Legea 18 din 1723 despre repopularea pustiilor. Maestatea sa preasfântă va avea bunăvoința să permită ca orice om liber să fie invitat în țară, să beneficieze timp de 6 ani de scutire de toate taxele și acest drept de libertate va fi anunțat în toată țara. Legea din 1723 despre repopularea țării. Legea 27 din 1723 despre aducerea în țară a diversi meșteșugari.
Administrația austriacă realizează primele măsuri privind recensământul populației din Transilvania. Conform estimărilor făcute în anii 1712 și 1713, de Verwaltungsgericht, autoritate administrativă austriacă, repartiția pe etnia populației din Transilvania este următoarea: unguri 47%, români 34%, germani, sași și șvabi 19%. Referitor la recensăminte, vezi și studiile istoricului David Prodan, care contestă rigoarea primelor recensăminte. Pastorul evanghelic luteran Sas, Stefan Ludwig Roth, despre situația etniilor înaintea Revoluției din 1848. Domnii din Dieta de la Cluj voiesc să vadă născută o limbă de cancelarie și acum se bucură că copilul a fost adus pe lume. A declara o limbă de limbă oficială a țării nu e nevoie, căci noi avem deja o limbă a țării, nu este germană, dar nici cea maghiară, ci este limba valah. Oricât ne-am suci și ne-am învârtit noi națiunile reprezentate în Dietă, nu putem schimba nimic. Aceasta este realitatea. Această realitate nu poate fi contestată. De îndată ce se întâlnesc doi cetățeni de naționalități diferite și niciunul nu cunoaște limba celuilalt, de îndată limba valahă le slujește de tălmaci. Când faci o călătorie, când te duci la Iarmaroc, limba valahă o cunoaște oricine. Înainte de a face încercarea dacă cineva știe limba germană sau celălalt cea maghiară, conversația începe în valahă. Cu valahul oricum nu poți sta altfel de vorbă, căci de obicei el nu vorbește decât în graiul lui. E explicabil. Ca să înveți limba maghiară sau cea germană, ai nevoie de cursuri școlare. Limba valahă o înveți singur, pe stradă, în contactul zilnic cu oameni. Ușurința învățatului ei nu stă numai în marele număr de cuvinte latinești pe care acest popor le-a adoptat odată cu contopirea sau cu coloniștii romani și care nouă transilvanilor ne sunt precunoscute, datorită educației noastre în spirit latin de până acum, ci și prin faptul că viața însăși ne pune zilnic în contact cu acest popor numeros. Azi se prinde de tine un cuvânt, mâine altul și după o vreme observi că poți vorbi românește fără ca de fapt să fii învățat. Chiar dacă cuiva nu i-ar fi atât de ușor învățatul ei, se recomandă să o facă din mii și felurite motive. Vrei să discuți cu un valah, trebuie să folosești limba lui, dacă nu vrei să te alegi cu un nu știu ridicat din număr. Stefan Ludwig Roth. Lupta lingvistică în Ardeal, o examinare a lui De unde și încotro. Kronstadt, Brașov, 1842, paginile 47-48. Ar fi bine ca o parte din nația română să citească măcar aceste două pagini. Dar, până atunci, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând!